Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară a fost retras de pe ordinea de zi la propunerea consilierului județean USR, Amelia Giurcan. Aceasta a motivat propunerea de retragere prin lipsa avizelor consultative ale comisiilor de specialitate. Abia în ședința ordinară din data de 2 noiembrie au fost constituite comisiile de specialitate. Prin proiectul de rectificare bugetară erau distribuiți banii pentru acoperirea unor cheltuieli curente la Spitalul Județean de Urgență Călăraș și salariile angajaților de la DGSPC. Referitor la ordinea de zi, deci... Pentru ordinea de zi. Aveți un proiect să-l propuneți pentru ordinea de zi? Nu. Vă solicit retragerea unui punct după ordinea de zi. A? Spuneți, ce proiect vreți să retrageți după ordinea de zi? Deci, discutăm de punctul 5, de pe ordinea de zi. Vă solicităm retragerea acestuia conform prevederilor articolului 135 alineatul 6 al legii 57/2019. Solicităm scoaterea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de pe ordinea de zi, având în vedere neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alineatul 136, la articolul 136, alineatul 8, litera C. Vă solicităm să scoateți punctul 5 din cauza faptului că propunerile de rectificare bugetară pe anul 2020... Stați puțin, dumneavoastră veniți, nu vreți să scoatem tot proiectul, vreți să scoateți decât punctul 5 din proiectul de hotărâre. Deci, punctul 5, după ordinea de zi, vă solicităm să-l scoate. Proiectul de hotărâre. Rectificarea, adică. Rectificarea bugetară. Acesta nu are avizul comisiilor de specialitate, comisii care astăzi se vor forma. Da, e o propunere. Cine este pentru propunerea de scoatere de pe ordinea de zi? Cine este pentru? Domnule secretar, vă rog frumos să numărați. Cine este pentru? pentru. Se abține cineva împotriva? Acest proiect a fost scos de pe ordinea de zi. Da, s-a venit.